După care merg cu cea de-a doua temă din planificarea mea calendaristică. Așa că următorul pas este să merg pe planificarea calendaristică la clasa a șasea. De obicei, eu în primele 2 săptămâni fac recapitulare și evaluare inițială, după care în săptămâna a treia, la clasa a șasea, merg la repere ale cunoașterii terei, de la mare descoperiri geografice la explorarea modernă, prima temă din primul capitol, sau unitate de învățare. În prima unitate de învățare, copiez de aici titlul primei teme, mă duc pe Classroom-ul meu, apăs Creați, temă din nou, pun aici numărul 2 pentru că este cea de-a doua temă de anul acesta după recapitulare și evaluare inițială, apăs Inserați și apoi le spune elevilor în cadrul acestei activități ce anume ne propunem și cum vom realiza acest lucru. Mă uit din nou în planificarea calendaristică să văd ce competențe specifice vreau să dezvolt în cadrul activităților de învățare folosind acest conținut. Spre exemplu, am zis aici 2.3 și am construirea unui text utilizând informații obținute din diverse suporturi cartografice. Asta am pus pentru 2.3. Așa am specificat eu în planificarea calendaristică. Și atunci, cum pot face acest lucru? Mă întorc la activitatea mea. Eu am o resursă educațională deschisă construită tocmai pentru a dezvolta această competență specifică. 2.3, utilizarea informațiilor oferite de suporturile cartografice, grafice și alte materiale vizuale în contexte sau situații diferite. Bun. Și voi defini în felul următor cerința. Haideți să vă arăt și resursa educațională deschisă de care vă vorbeam. Aceasta se numește Să explorăm Terra cu ajutorul Google Earth. Voi merge pe canalul de YouTube al Red Educred. Vedeți să-l găsesc aici. Ia să vedem. Pe Educred Gimnaziu. Am deschis aici altă. Am foarte multe ferestre deschise și începe să funcționeze mai greu. Voi închide câteva dintre aceste ferestre. Și voi scrie aici să explorăm Terra. Iată, este deasupra în playlistul de geografie, de material de geografie, să explorăm Terra cu ajutorul Google Earth. Văd că am aici create de colegi și marile descoperiri geografice și alte red-uri pe aceeași temă, pe care desigur și dumneavoastră le puteți folosi. Apăs trimite, din nou pentru a copia adresa scurtă a acestei resurse educaționale deschise, după care din fereastra nu deschisă apăs copiază, merg la activitatea mea. Adaug aici, adăugați un videoclip YouTube sau inserați un link. Lipesc adresa copiată anterior sau puteam căuta aici să explorăm Terra cu ajutorul Google Earth și apăs să adăugați un videoclip. După care definesc cerința pentru elevi. Și spun așa. Bună ziua, dragilor! În cadrul acestei activități, vom învăța să explorăm spațiul terestru cu ajutorul instrumentelor digitale și să descriem ceea ce observăm. Le spun apoi să urmărească resursa educațională deschisă. Urmăriți resursa educațională deschisă să explorăm Terra cu ajutorul Google Earth.
și rezolvați cerința de la finalul acesteia. Haideți să vă arăt și cerința de la finalul acestei resurse educaționale deschise. Am să închid celelalte pagini pentru a funcționa ceva mai rapid browserul. Iată, la finalul acestei resurse educaționale deschise am o temă de reflecție care spune: explorați Terra cu ajutorul Google Earth și redactați un text de maxim 100 de cuvinte pe baza celor observate. Da? Pe baza ceea ce observă elevii explorând Terra cu ajutorul acestei aplicații digitale. Și voi face câteva precizări. Redactați textul fie într-un document, fie scriindu-l pe caietele de geografie. Încărcați documentul sau fotografiile sau fotografii ale textului redactat aici ca temă. Fiecare dintre voi va fi evaluat și notat pe baza textului redactat. Succes! Și pot folosi această activitate chiar și în timpul orelor față în față. De asemenea, ea poate servi elevilor care nu reușesc să ajungă la clasă din diverse motive. Nu uit să pun termenul limită de predare de aici sau să programez dacă nu doresc ca acum să fie direct trimis elevilor. De această dată, ca exemplu, voi arăta direct, pun aici, creați o temă, termenul limită până la sfârșitul săptămânii viitoare. Așa, păi, creați o temă. Și sigur că așa pot proceda pentru fiecare dintre conținuturile și activitățile pe care le am eu în planificarea calendaristică. Astfel pot obține o adevărată bibliotecă digitală. Iată cum am, spre exemplu, eu în acest an școlar, deja iată 19 activități referitoare la temele și la competențele pe care mi le-am propus să le dezvolt în activități de învățare folosind conținuturile din programă, desigur. De asemenea, dacă doriți să realizați fișa de evaluare sau de feedback semestrial pe care Ministerul Educației ne-a propus să o trimitem elevilor, să o trimitem elevilor în fiecare an școlar și în fiecare semestru. Am pregătit eu aici pentru voi două coduri QR. Unul către un tutorial de realizare a fișei de feedback semestrial folosind formularele Google și un tutorial de exportare a răspunsurilor elevilor la fișele de feedback semestrial. Și așa cum am procedat și eu, spre exemplu, aici, fișa de feedback semestrial la disciplina geografie, iată, am trimis-o tuturor elevilor, aceștia au selectat formularul la disciplina geografie și mi-au lăsat feedback referitor la activitate. Dragilor, acesta este doar un exemplu, nu uitați. Fiecare dintre dumneavoastră își poate organiza activitatea așa cum dorește, mai există și alte opțiuni, puteți să vă organizați resursele educaționale deschise și parcursul de învățare, un adevărat parcurs de învățare, puteți organiza cu ajutorul Google Sites, cu ajutorul unui blog făcut pe Google Sites sau chiar al unui site web, de asemenea pe Microsoft Teams puteți face acest lucru și puteți avea practic o bibliotecă digitală care să le servească elevilor în orice scenariu de învățare. Eu sper că vă va fi util acest tutorial în organizarea activității dumneavoastră. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc sănătate și succes!